Vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și să citim în această dimineață din 1 Corinteni, capitolul 3, primele 9 versete. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, nu ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nu cei ce sădesc, nu cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Să ocupăm locurile. Pavel Apostol este obligat să scrie celor din Corint, unde era o dezbinare remarcabilă. Se împărțiseră pe preferințe. Unul era al lui Apollo, unul al lui Pavel, unul lui Petru, al lui Chifa și erau unii mult mai duhovnicești, erau al lui Domnul Iisus. Și nu se înțelegeau deloc unul cu celălalt. Se împărțiseră creștinii din Corint în câteva biserici locale, dacă vreți, și fiecare avea idolul lui. Și Apostolul Pavel le scrie acestor frați, îi mustră și le spune că sunt lumești, că n-au crescut spiritual, că sunt încă într-o adolescență spirituală prelungită, nu pot să consume hrană tare, trebuie să-i hrănească cu lapte și vrea să lămurească un singur lucru. Toți cei pe care ei admiră, în jurul căruia se polarizează, nu sunt așa de mare importanță. Toți sunt lucrători împreună cu Dumnezeu, dar Dumnezeu este acela care face să crească. Ce să crească? Numărul? Și numărul, da. Dumnezeu este cel care face să crească creștinul și să devină matur, să nu mai aibă asemenea probleme. E bine, una dintre problemele cele mai mari ale bisericii de astăzi, ale creștinului de astăzi, este că el nu crește, nu se maturizează spiritual. Știți că un pomișor neglijat l-ai pus în grădină, dar ai uitat de el, nu? Crezi buruienile în jurul lui, nu l-ai protejat cu nimica, încep să-l mănânce insectele, bolile și într-o zi treci cu mașina de tuns iarbă peste el, că nici tu nu-l mai vezi, nu? Cad pradă foarte repede cei care nu cresc problemelor din jur. Avem nevoie de hrană și protecție ca să creștem și să devenim creștini maturi. E bine, în această dimineață tema mea este tocmai despre această creștere spirituală și să vedem ce ne împiedică pe noi să nu creștem spiritual. Care sunt piedicele în creșterea noastră, în calea creșterii noastre spirituale? Ce ne împiedică să devenim niște creștini maturi, niște oameni maturi spiritual? Pentru că, așa cum spuneam, există un fel de adolescență prelungită a creștinului de azi, un fel de copilărie interminabilă. Împreună cu soția tot discutăm, avem un prieten, o cunoștință de încă din tinerețe și ori de câte ori vorbesc cu el la telefon, am o discuție cu Rodica și spune, uite, băiatul ăsta, cu toate că e mai în vârstă decât mine, cu vreo 2 ani, a rămas blocat cu mintea așa pe la 17 ani. Este un adolescent de 70 de ani.
nu s-a maturizat absolut deloc. Foarte ciudat. Modul în care gândește, cum vede viața, relațiile, toate sunt, e un adolescent. I s-a blocat undeva, eu știu, dezvoltarea pe la 17 ani. Așa ceva, și este ceva anormal, este o anomalie să întâlnești oameni de genul ăsta, nu? Te deranjează. Domnule, el e bătrân deja, cărunt, cu barbă, dar vorbește și se poartă ca un adolescent. Este foarte deranjant, nu-i așa? Mai ales dacă te-ai căsătorit cu unul din ăsta, nu? Sau să-l ai rudă bună cu care te întâlnești permanent, știi? Este un deranj foarte mare acești oameni care nu cresc, nu se maturizează. Să știți că și din punct de vedere spiritual, la cei mai mulți creștini există o asemenea adolescență prelungită. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu, vin la biserică, dar nu se întâmplă nimica cu ei, nu? Gândiți-vă în Sfânta Scriptură, oameni ca Lot, nu? Saul sau Iuda. Iuda, ăsta a auzit cele mai grozave predici posibile, nu-i așa? Nu era cazul să devină matur spiritual și să nu-l vândă pe Domnul? Gândiți-vă la Saul, împărat. Ce șanse extraordinare a avut ca împărat, nu? Lot, rudă cu Avram, nu? A avut de la cine să învețe. Dar sunt unii oameni care nu învață deloc, care nu cresc, care nu se dezvoltă. Nu își ating potențialul. Și semnele lipsei de maturitate a creștinului sunt foarte clare. Uite ce spune Pavel. Uite ce există între voi. Pentru că nu v-ați maturizat spiritual. Zavistii, certuri, dezbinări. Știți că cuvântul acesta, zavistie, am luat din dicționar să vedeți ce înseamnă invidie, pismă, gelozie, ură, dușmănie, intrigă, pâră, discordie, gâlceavă. Asta înseamnă zavistie. Sunt astea între creștinii de astăzi? Oh, wow! Sunt între bisericile locale lucrurile astea, nu-i așa? Vorbiri de rău, bârfe, nu? Certuri. Certuri de partide, dezbinări, ne rupem până când, nu, organismele primitive se dezvoltă prin diviziune. Haideți să vedem în această dimineață câteva lucruri care ne împiedică să creștem spiritual. Și spre surprinderea dumneavoastră, primul care ne împiedică să creștem spiritual este chiar familia. Familia. Unii creștem în familie cu afirmații foarte negative din partea părinților. Nu ești bun de nimic, o să ajungi good for nothing. Ni se bagă în cap de la bun început, suntem programați de la bun început că nu suntem buni de nimic, că vai și amară o să fie de capul nostru. Afirmații negative din partea părinților. Și nu știu de ce noi românii credem că ne putem face educația copiilor prin partea negativă a spectrului. Întotdeauna criticăm, întotdeauna băgăm de vină, întotdeauna vedem părțile rele. Un copil a venit la mama cu tema de casă, mama era profesoară de limba engleză, cu compunerea, și mama s-a uitat și a început să facă corecturile cu creion roșu, avea toată pagina era înroșită. Dată la copil și copilul a început să plângă. Dar de ce plângi? Că am vrut să te ajut. Zice, da, dar eu n-ți-am dat hârtia asta să mă corectez. Dar de ce? De ce mi-ai dat-o? Ți-am dat să-ți placă. Am vrut să apreciez ceva, nu? Nu toți copiii sunt așa de optimiști. Țin minte o discuție între băieții noștri, erau mai mici, l-a întrebat îl mai mare pe unul mai mic, băi, cât face 2 cu 2, dacă ești așa de deștept? Și ăsta a zis 5. Aha, nu știu, abar n-ai, zice. E 4. I was close to it. Deci am fost aproape, nu? Nu toți copiii au optimismul acesta în ei. Majoritatea îi doborâm cu critica, nu? Când corectăm ceva, uităm lucrurile care le-au nimerit bine, nu? Care le-au scris bine. Alea nu le subliniem că e corect.
Numai subliniem numai unde au greșit. Modul acesta de a face educație îi împiedică pe copii, pe urmă, în viață să crească spiritual. Gândiți-vă la mama lui Iacov, de exemplu. Asta l-a învățat pe fiul să o ia pe scurtătură, nu? Pe scurtători. Și așa tata nu vede, punem niște blân, niște piei de ied pe mâini să creadă că e frate tău, îl păcălim noi pe ăsta. Și l-a învățat și toată viața Iacov a încercat să dribleze. L-a driblat pe Laban, pe socru, acum pe socrii nu cred că e rău să îi mai driblez câteodată, dar toată viața a învățat un stil de a trăi de la mama, de la părinți. Pentru că părinții și-au împărțit copiii între ei, nu? Unul era lui tata, unul lui mama, și Iacob a făcut la fel, avea unul mai special decât ăia alți. Și a continuat răul ăsta în istorie. Toată viața el s-a luptat cu consecințele unei asemenea educații. Părinții lui Ioan Botezătorul, de exemplu, cred că i-au amintit mereu acestuia de chemarea lui, că s-a luat-o în serios de la bun început. Nu? Ce să mai vorbesc de exemplele negative pe care cei din familie pot să le dea copiilor? Cineva a spus că sunt două lucruri care sunt instrumente de educație extraordinară în viața noastră, timpul și banii, educarea copiilor. Dacă tata nu merge la biserică că e meci, dacă tata nu merge la biserică că vrea să doarmă, dacă tata nu merge la biserică pentru că vrea să meargă la pescuit, copilul va învăța că toate astea lucruri sunt mai importante decât biserica, pentru că tata hotărăște să petreacă timpul cu lucrurile importante, nu cu alea neimportante, nu-i așa? Pe urmă, la fel banii. Dacă tata dă un dolar la biserică, dar dă 100 de dolari la meci, nu? Nici nu știu cât e un bilet, că n-am fost în viața mea la un meci din ăsta de să bat ceva berbeci pe teren, o minge, nu? Dau sute de dolari pentru treaba asta. Și atunci este foarte clar că copilul va trage concluzia că tata dă bani pentru lucrurile importante, nu pentru alea, pentru alea arunc un dolar, așa să mai tacă din gură. Exemplele negative. Lipsa ta de creștinism. O vom moșteni copilul tău. Atitudinea ta față de biserică, de Biblie, de toate astea, le vom da copiilor noștri. Exemplele noastre negative să prind mai repede, pentru că buruienile se prind mai repede decât plantele bune. Așa este? Gândiți-vă la educația spirituală care lipsește din familia de astăzi. Bă, să se ocupe biserica, de alt ducă la școala dominicală. Nu ne rugăm acasă cu ei, nu citim Scriptura cu ei, dar avem pretenția că să se ocupe de spiritualitatea lor alții. Iată că familia începe să fie și poate fi folosită de cel rău ca o piedică în calea creșterii spirituale a omului de astăzi, a creștinului de astăzi. Apoi, în al doilea rând, sunt prietenii. Gândiți-vă la prieteni, nu? Prietenii ne influențează creșterea prin exemplul lor. Prietenii răi ne oferă exemple rele, ne încetinesc creșterea dacă nu chiar ne opresc. Cu cine ne împrietenim? Ce scop are prietenia noastră? Sunt foarte alarmat pentru că în comunitățile noastre pentecostale există foarte multe prietenii, grupuri de prieteni. Sunt îngrijorat că în loc să se adune să se roage sau să citească Sfânta Scriptură sau să discute lucruri mai serioase, nu? Joacă cărți, joacă poker, nu? Știți că? Nu pe bani, joacă pe nasturi, nu? Dar pe urmă se duc să încerce și la Las Vegas, pe urmă experiența lor vastă, nu? Că au câștigat la nasturi. Sunt îngrijorat de aceste lucruri. Ne adunăm ca să mâncăm și să bârfim. Și grupele noastre mici încep să devină
cuiburi de bârfă și de sabotaj a proprii noastre creșteri spirituale. Timpul petrecut însă cu creștinii maturi ne accelerează creșterea. Caută-ți oameni spirituali cu care vei discuta lucruri spirituale. Caută-ți oameni ai rugăciunii. Întâlnește-te cu ei. Stai în preajma unor oameni de la care poți să înveți, poți să crești spiritual. Caută compania oamenilor care te vor influența în bine. Ar trebui să ne punem întrebarea asta. Ce prieteni avem? Pentru că în ultima instanță vom ajunge ca ei. Ne vom ruina familia cum și-au ruinat-o ei și vom ajunge la fel cum sunt ei. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Sau ca să spun cum, ce vei ajunge. Pentru că prietenii te vor influența în bine sau în rău. O altă piedică majoră în care creșterea spirituală este biserica la care ne ducem. Biserici care nu stimulează creșterea. Acum, știu că va fi șocant pentru unii dintre dumneavoastră. Știți că creștere înseamnă, în primul rând, educație, ceea ce înveți, ceea ce bagi în minte și în suflet, cunoaștere, asta înseamnă creștere. Sunt biserici care nu vor deloc să te stimuleze să gândești. Gândesc ele pentru tine. Sunt biserici care sunt foarte supărate că pui întrebări. Nu? Neprovocat să punem întrebări, vom ajunge să deținem jumătăți de adevăruri. Și mai bine să ne ducem acolo unde gândesc alții pentru noi. Nici nu trebuie să gândești, pentru că una dintre poruncile comunismului de unde venim noi și pe care promovează și Obama, era asta. Nu gândi. Gândim noi pentru tine. Sunt biserici care ne spun exact ce avem de făcut. Cum să ne îmbrăcăm, ce să mâncăm, când... Totul e prescris, e lege, ordin. Și oamenii preferă să gândească alții pentru ei. Bisericele care te provoacă să gândești. Nu ne plac. Ne ducem acolo unde gândesc alții pentru noi. Nu suntem provocați să gândim. Un spirit în dezvoltare pune întrebări, vrea să gândească, nu se teme de a gândi. Nu lăsa pe alții să gândească pentru tine. Verifică cu Biblia, pune mâna pe Scriptură. Să nu mergi nicăieri să spune că așa a spus fratele Lascău. Fratele Lascău nu are nicio autoritate spirituală asupra creșterii tale spirituale. Ia Biblia, ea are singură. Pune mâna pe Scriptură. Fiica creștină ea din Berea, care atunci când au auzit predicându-se de Pavel, au plecat acasă și au pus mâna pe Biblie. Au verificat cu Scriptura. Nu verifica cu Google. Nu verifica cu ce spune nu știu ce alt frate. Ce spune biserica ta. Verifică cu Scriptura. Vei crește spiritual în momentul în care vei verifica cu Scriptura. Evită bisericile care gândesc pentru tine. Caută biserici care te ajută să crești spiritual, care te provoacă să gândești, care te ajută să fii alt om. Numărul 4, o altă piedică este eșecul de a învăța din greșeli. Harul lui Dumnezeu transformă consecințele neplăcute în înțelepciune. Am trecut printr-o situație neplăcută, am avut o cădere, am avut o ispită, am avut un insucces, am învățat și nu mai sunt același om, nu mai repet. Oamenii care nu învață din istorie, repetă istoria. Cineva a spus că bărbații nu fac de două ori aceeași greșeală. Fac de două, de trei, de patru, de cinci, cine știe. Când a greșit, când a păcătuit, Cain a plâns, a protestat, s-a revoltat, Iuda s-a spânzurat, Petru
a crescut și a devenit mai puternic, pentru că a învățat din treaba asta. Pavel, apostolul care a persecutat pe creștini, a învățat. Și toată viața l-a marcat faptul ăsta și a spus, eu am persecutat pe creștini. Sunt greșeli pe care dacă învățăm din ele, și apropo vreau să vă spun că Dumnezeu ne va lăsa pe fiecare din noi să cădem în greșeli, să cădem în anumite lucruri, ca să ne dezvoltăm, ca să creștem. Știți că cineva a spus că insuccesul te formează, pe când succesul te deformează. Uitați-vă la aia de la Hollywood, care au succes. Sunt niște junkuri umane, că n-aș vrea să aveți în viața dumneavoastră asemenea oameni. Dar oamenii care au trecut prin necazuri, prin suferință, prin pușcării uneori, ies de acolo transformați, formați, pentru că necazurile te formează. Știți că este ceva mai rău decât să nu înveți? Este ceva mai rău decât să înveți din greșelile tale. Este să nu înveți din ele. Dacă nu înveți din ele, atunci e și mai rău decât dacă înveți din greșeli. Ar trebui să învățăm din greșelile altora, nu-i așa? Cineva a spus, învață din greșelile altora pentru că viața ta e prea scurtă să le faci toate greșelile tu singur. Nu? E prea scurtă viața să le încerci tu pe toate. Învață și din greșelile altora. Nu te duci acolo. De aia este plină Biblia de oameni care au făcut greșeli. Să învățăm, să nu le facem. În al cincilea rând, o altă cauză pentru care nu creștem spiritual este comoditatea. Mai pe românește se cheamă lene. Lenea noastră. Okay? Fii proactiv. Caută acțiunea. Lenea este atelierul diavolului. Fii proactiv. Găsește ceva de făcut. Pentru că dacă nu faci, lenea este atelierul celui rău. Fii gata să înveți ceva zilnic. Citește ceva zilnic. Am spus asta de foarte multe ori pentru că m-a impresionat enorm de mult. Unul dintre autorii creștini de astăzi care publică foarte multe cărți, uneori și 3-4 cărți pe an. A fost întrebat John Maxwell, cum reușești să scrii, domnule, atâtea cărți într-un singur an? Că te vedem tot pe la conferințe, peste tot, umbli peste tot, peste tot în lume. Și omul spune foarte simplu, la vârsta de 13 ani am hotărât să fac 3 lucruri în fiecare zi. Toate antenele au fost să vedem ce. Deci în fiecare zi am hotărât să citesc ceva. Am hotărât să scriu ideile care le-am citit și am hotărât să le pun într-un dosar. Și acum am 14.000 de dosare. Pun câteva la oaltă și am o carte. Okay? Pentru că am făcut în fiecare zi ceva în direcția asta. Nu? Tot John Maxwell zice că dacă timp de 5 ani de zile am citi o oră un anumit subiect, am devenit specialiști la nivel de doctorat. O oră în fiecare zi. Specialiști la nivel de doctorat în domeniul respectiv. N-ar trebui să fim noi creștinii doctori în Scripturi? Dacă măcar o oră am citit în fiecare zi, nu? Dar nu citim nicio carte, unii nu citesc nici carte de telefon. E mai simplu să-l sun pe pastor, să-l întreb ce număr de telefon are fratele, decât să citești o carte de telefon. Nu? E mai simplu. Acum asta nu vă zic să nu-mi dați telefon, că vă spun numele de telefon dacă le știu. Dar fii gata să citești ceva în fiecare zi. Citește, informează-te, pune mâna pe o carte, du-te pe la bookstore. Comision pentru reclamă. Gândiți-vă lenea care se manifestă în viața noastră prin citire, prin studierea Scripturii, rugăciune, frecventarea bisericii. Nu? Gândiți-vă la câte lene, câte comoditate există în noi. Și asta ne face să nu creștem spiritual. Simplu. Numărul 6, amărăciunea.
un spirit neiertător, păcate nemărturisite, pun o umbră grea pe inima omului și îl împiedică să crească spiritual. Când noi nu iertăm pe cineva, devenim prizonierii acelei persoane. Prizonierii acelei persoane. Toată ziua ne gândim la el, când stăm la masă ne gândim la el, când ne culcăm ne gândim la el, noaptea visăm cu el. Ăsta ne dușmanul nostru numărul unu. Există un scriitor catolic a trecut la cele veșnice, anii trecut, Harry Nouwen, care a scris un lucru extraordinar. Spune el așa, am petrecut o oră în fiecare zi, stând înaintea lui Dumnezeu, gândindu-mă la oamenii care nu îmi plac, gândindu-mă la oamenii care nu mă plac pe mine, la cărțile pe care le-am citit, la cărțile pe care trebuie să le scriu. Am stat înaintea lui Dumnezeu și m-am plâns de boli, de necazuri, de tot felul și am crezut că mi-am pierdut vremea degeaba, pentru că ora aia putem să fac alte lucruri. Dar zice, după ani de zile mi-am dat seama că timpul acela petrecut înaintea lui Dumnezeu m-a învățat să iert pe aia care nu-mi plăceau, m-a învățat să uit lucrurile alea rele care erau în viața mea și mi-au schimbat întreaga mea viață. Rugăciunea nu este să schimbi tu mintea lui Dumnezeu, ci să te schimbi pe tine. Să te schimbi pe tine. Și dacă nu reușim să iertăm pe cei care ne-au făcut rău, vom duce amărăciunea aceasta cu noi în continuare. Mulțumesc lui Dumnezeu că zilele trecute m-a ajutat să-mi repar relațiile cu unul care mi-a creat multă amărăciune și l-am avut pe suflet. Găsesc așa ocazia și unul câte unul, iertați-i și scoateți amărăciunea care aveți în suflet. Păcatele ascunse și nemărturisite sunt acele arii neluminate de Duhul Sfânt din viața noastră care ne vor împiedica să creștem. Spiritul acesta neiertător este alimentat de mândria noastră. De mândria noastră. Că dacă am fi un pic mai umil, l-am iertat și pe ăla și pe aia și pe celălalt. Dar suntem mândri. Cum a putut să-mi zică mie așa ceva? Să-mi facă mie așa ceva? Dacă n-am fi așa de importanță în ochii noștri, n-am face așa mare vâlvă din ce s-a întâmplat și ce o zis despre noi, că nu suntem așa importanți. Dar dacă suntem așa de importanți în ochii noștri, atunci noi mai iertăm pe ăștia. Cu cât ești mai mândru, cu atât mai greu ierți pe alții. Și asta te va împiedica să crești spiritual. Numărul 7, distracțiile și plăcerile. Nu? Parcă duminica trecută am vorbit despre asta. Iisus a vorbit despre spinii care sunt agitați aceea zilnică, a îngrijorărilor veacului acestuia, a înșelăciunea bogățiilor, a poftelor lumești care ne împiedică creșterea noastră și nu creștem pentru că cresc buruienile astea mai mari decât noi. Lipsa disciplinelor spirituale, mai ales a rugăciunii, pentru că mai repede căutăm distracția, nu? Decât rugăciune. Rugăciunea ni se pare un chin, un calvar, nu? Sunt așa multe seriale bune la televizor, așa filme grozave merg în oraș, așa meciuri extraordinare, campionat, aud acum europeni. Ziceau românii, cum i-a apucat pe englezi să iasă acum din Europa? Că românii au ieșit săptămâna trecută. Nu. Ziceam, am ieșit primii și primii din campionat. Nu? Știți că Moise și Daniel și-au întrerupt întotdeauna programul lor aglomerat pentru a se ruga lui Dumnezeu? Și ăștia era primul ministru, domnule. Eu cred că Daniel, când aude că eu n-am timp, că sunt aglomerat, o să râdă.
O să-mi spun, hai să-ți arăt agenda mea, câte aveam de făcut într-o singură zi, nu? Și totuși, de 3 ori pe zi, m-am dus la rugăciune, nu? Pe noi însă ne iau aceste 3 spinii îngrijorările acestei lumi, înșelăciunea bogățiilor și poftele, nu, plăcerile, ne distrag de la creșterea noastră spirituală și lucrul acesta se vede. Gândiți-vă la oamenii mari ai rugăciunii, ce oameni extraordinar de disciplinați au fost. Pe ei au dus pe genunchi, au dus înaintea lui Dumnezeu disciplina și nu dezastru cum ne duce pe noi. Când vine dezastru, căutăm pe Domnul. Restul, nu-L căutăm numai când avem nevoie de El. Și ultimul lucru în această dimineață este, nu creștem spiritual pentru că avem motivații greșite. Motivații greșite. Când urmărești să fii mai bun ca alții, creșterea este sortită eșecului. Să învăț Biblia de rost, să-i umilesc pe toți ăia alți care nu știu. De la început ai încurcat-o. Nu te apuca să faci culturism din ăsta spiritual, să-i umilești pe ceilalți și să fii mai grozav decât alții. Pentru că dacă n-ai o motivație corectă, nu o să crești corect. Trebuie să creștem spiritual spre gloria lui Dumnezeu și spre folosul bisericii Lui. În concluzie, câteva lucruri foarte scurte. Aveam o cântare care la refren pune o întrebare tulburătoare. Te ridici sau cobori? Zice cântarea că te întreabă de 2 ori. Nu? Ce se petrece însă cu creșterea ta spirituală? Graficul înaintării tale, cum merge, în sus sau în jos? Ce se întâmplă cu noi? Te ridici sau cobori? Crești spiritual sau de anul trecut ești mai puțin pocăit? Mă, norocul nostru că nu avem pocăimetru, nu? Când punem pe fiecare cum trece pe ușa bisericii, se ridică acul și spune ăsta. Dar tu personal trebuie să-ți pui întrebarea asta. Ce se întâmplă cu viața mea? M-am ridicat sau am coborât? Lucrul în care ne putem verifica creșterea este biserica. Pentru că aici ne comparăm cu modelul, cu Iisus Hristos. Petre Țuțea avea o vorbă în care sună așa, oriunde în altă lume, nu știm, nu vom afla cine suntem cu adevărat decât în biserică. Numai în biserică vom afla cu cine suntem noi cu adevărat, pentru că acolo îl avem model pe Hristos. Restul ne comparăm unii cu alții. Eu sunt mai bogat ca ăla, eu sunt mai deștept ca cealaltă, mai frumos, mai înalt, mai cine știe cum. Când venim în biserică însă, ne comparăm cu Hristos. Și atunci știm exact cine suntem noi, știm dacă am urcat sau am coborât după modelul care îl avem. 3. Identifică și ocolește acele lucruri care te împiedică să crești spiritual. Eu am numerotat în această dimineață 8 din ele. Fă-ți o listă a ta, poate că ai 1, 2, 3, poate că le ai pe toate 8, nu știu. Dar încearcă să ocolești lucrurile acelea, încearcă să faci ceva în domeniul respectiv, pentru că lucrurile alea te împiedică să crești spiritual. Numărul 4, niciodată nu este prea târziu să crești spiritual. Niciodată nu este prea târziu. Oh, eu sunt deja bătrân, acum mi-am pierdut tinerețea, au trecut ani, m-am distrat la bătrân. Să știți că nu e prea târziu niciodată. La orice vârstă poți să începi să crești spiritual. Dar trebuie să te apuci o foame de cunoaștere a lui Dumnezeu. Să începi să-L cauți pe Domnul, să citești despre El, să te documentezi, să te apropii de Dumnezeu și vei crește spiritual. Și ultimul lucru, Domnul va folosi oameni maturi spirituali. De ce nu ne folosește Domnul? Pentru că nu are pe cine. Aveți copii, ați avut copii acasă, nu? Și ați vrut să încredințați o slujbă foarte importantă cuiva. Nu mare lucru.
trebuie să meargă până la capătul celălalt al satului și să spună un mesaj foarte important fratelui tău, pe care îl trimiți, pe uituc, pe distrat, care pe parcurs găsește niște copii și să ia la joacă cu ei, nu? Pe care dintre copii îi trimiți? Pe ăla mai responsabil, mai ascultător, mai matur, nu-i așa? Credeți că Dumnezeu are mai puțină înțelepciune? Dumnezeu va folosi întotdeauna oameni maturi spiritual și disponibili, care sunt gata să-L asculte și să stea la dispoziția Lui. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm în această dimineață ca Domnul să ne ajute să creștem spiritual, să ne maturizăm, să nu ne mai hrănim doar cu lapte duhovnicesc, ci să ajungem la bucatele tari, ca Dumnezeu să se poată folosi de noi, Dumnezeu să ne facă și pe noi, așa cum spunea Pavel, că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, să devenim lucrători împreună cu Dumnezeu în ogorul și în clădirea pe care Dumnezeu are, biserica Lui. Să ne rugăm cu toții.